inspirații. Dar ce, ori halucinații, ori inspirații, nu? Nu, ciupiți-vă și vedeți. Băi, dacă mă treziți... Băi, discuția e atât de frumoasă încât nu vine să, să ne despărțim așa, că vine și vremea să ne despărțim. Deci, iată, halucinații și inspirații. Ori halucinații, ori inspirații. De ce despărți, nu? Bun, hai, zi problema. Oh. Un bunic împarte nepoților săi o sumă de bani. Da. Nu știu câți nepoții... Suma e egal cine? Nu știu cât. Cât o fi ea? Nu știu. Bun. Dacă le-ar da câte 10 lei, iar mai rămâne 8 lei, iar începe cu... Deci dacă le-ar da câte? Dacă le-ar da 15 lei... Deci, cât e 15 lei? Câte? 15? 15 și mai departe, rămân, iar mai rămâne 8 lei. Rămân 8 lei. Da, eu când ne noi îl facem pe tablă și George îl face pe caiet. Da. Și o să ieși eu la tablă. Băi, acum dacă te-ai prins, gata-i. Dacă le-ar da câte 20 de lei, iar dacă mai... Dacă le-ar da câte 20. 20. 20. Așa. Iar mai trebuie 12 lei. Da. Și după aia câți nepoți are bunicul și care este suma de bani? Iar mai trebuie? Trebuie să o împartă. 12 lei, nu? Da. Câți nepoți are? Câți nepoți? Are și cuarta care dorește să o împartă. Da. Și ce sumă are? Ce sumă are? Bine. Să vă spun, eu mă gândesc ceva, 15 cu acel 20, trebuie să aibă ele o legătură. Nu mă știu, vezi și tu șmecherii. Păi și tu șmecherii nu așteptat la mine. Mă gândesc. Tu vrei și la tablă? Nu, mă gândesc să vă... Păi gândește-te, mă. Îți pierd eu tabla, tu gândește-te, ce să facem? Gata, mi-am dat seama. Da, cred că mi-am dat. Desfacem nepoții precum lădițile. Da. Așa sunt nepoții. Da, eu m-am gândit un pic, am învățat din cealaltă. M-am gândit, mă, 15 împărțit la 8. M-am gândit să o facem și... Apoi calculăm lui stai, mă, nu vorbi, mă, vorbești, mă, trebuie să mă. Vorbești tu asta noi, mă? Da. Dar credești, se spune, ce-o ce cu ce-o împărții la 12. Deci, Mihai George, ăștia-s nepoți. Stau unul în altul. Da, stau unul în altul. Bunicule, da, 15 la tine, 15 la tine, 15 la tine, 15 la tine. Și sunt și aici, ultimul, 2-3 nepoți. 2-3 nepoți ăștia s-au închis circuitul. 12, nu, 15. Până ca să aflăm nepoții. Ca să aflăm nepoții. Ce zici că rămân lui aici 8 lei? 8 lei. Trebuie să vedem. Dacă ar pune 20, adică ar mai pune câte 5? 5, ar mai pune 5 la ăsta, 5 la ăsta, ar ajunge la 20. Așa. 20, 5 aici și pentru a completa pe toți cu câte 5, i-ar mai trebui 12 lei. Trebuie să fie, poate să fie, dacă le dă la fiecare câte 5. Acum am prins la ceva. Păi, dacă aici le dă 5, dacă aici le mai dă 5,
să ne gândim câți de 5 fac 12. Nu. Deci dacă el are în plus mare la dispoziție 8 lei, da? Da. Iau un 5 de aici și îl dă la primul. Da. Numai pe unul îl face, îl mulțumește. Mare 3 lei. Da. 3 lei are, atât. Și zice celălalt tot că îți mai dau... 3 lei, atât, e rămas 3 lei. Ca să completezi pe următoare, să-i pună 5 lei. Îmi mai trebuie 2 lei. Da. Păi deci... putem să vedem cât ori nepus ne poate da câțiva bănuți din cei 8 lei. Să dăm câte unul la fiecare. Păi trebuie să găsim și ideea. Trebuie să fie ceva mai... Nu trebuie să găsim ideea. Câți nepoți. Sunt. Păi nu știu. E mai poate. Grea asta, e mai grea. Mai grea este. Că nu ne răspunde că sunt liber. Cerată nu e. Da, mă, da, mai, mai grea, mă, e, mai grea. E, aici vreau să vă văd. Dacă ar fi 20%. Păi dăm o cană de vin. Da, bine. Duceți-vă. Sau și mie mi-a venit, încă nu știu, că eu nu prea știu cum părțirea și de asta de la... Hai mă, că ești judecat aici, mă, judecat, eu nu prea... Dacă ne zici cum să faci, noi să calculăm, dar trebuie de judecată. Păi aici e problemă, că da, cu judecata stau prost eu. Așa... Eu numai dacă beau cană de vin. Bine, duceți-mă și pe da. Aduc cană aici, mă. Bine, că cum arată, roșu? Nu, alb, alb. O, măi, ce? Băi, tare ești! Băi, tare ești, băi! Da, trebuie să beau un par, părăsul ăsta era lângă mine aici, am uitat de el, mă. Eu imediat că l-am văzut, ziceam, da, ce-l ce suc? Da, să nu faceți ca mine. Să știți că inspirația la mine beau, când beau, atât. Da, atât. Un peț, jumate, acolo, din cât e din el. Ca jumate. Da, jumate. Și... Alo? Salut, Sorin, salut, salut! Te rog! Zi-mi! Cristi? Nu, la Microsoft. Da, imert. Hai să mai amintesc acum. Să mai amintesc, știi de ce? Alo? Eu sunt într-o lecție de matematică acum, aici în casă. Am o tablă, știi tu, acolo în spațiu care l-am făcut noi, și eram acum într-o problemă și nu prea aveam inspirație și le-am zis, hai să beau un pahar de vin, știi, că azi e ziua mea. Mulțumesc frumos. Dar beau și cu tine un pahar de vin dacă vii sus. Nu, că știi că am un tratament, dar nu știu, scoate, dar eu am mai multe 7 zile. Te-am înțeles. Deci, generul meu care e la Microsoft se numește Adrian Dumitrașcu. Adrian Dumitrașcu. Poftim? Păi, compania Microsoft e în Redmond, dar statul este Washington cu capitala Seattle, cum ai spus tu. Așa, dar ajunge, am înțeles că va ajunge în Seattle, nu acolo. Da, dar depinde dacă e la Microsoft. Dacă e la Microsoft, ajunge chiar în Redmond, la ei, ăsta e centru. Deci compania Microsoft își are sediu în Redmond. Da? Am înțeles, mă bucur mult să am așa o veste frumoasă. Și tu, bucuria ta a fost atât de mare, pentru că știai că aici vecinul tău, nu, are copii acolo, a Microsoft de 16 ani, sunt acolo, dar și fiica mea și el sunt. Deci amândoi sunt în companie. Bun, deci ți-am zis, Dumitraș cu Adrian. Dacă cumva îl poate contacta, el lucrează pe brățara aceea. Spune-i... Așa, pe brățara aia lucrează el și dacă îl poate contacta, cu drag, să stea de vorbă, s-ar bucura. Bine? Bine, mulțumesc și sănătate la mulți ani, profesor. La mulți ani, sănătate.
Hai, tăticule, spune ce necaz ai. Uite, m-a luat ăsta, zic, hai, tantele, am zis că avem o mare necă. Le-a lăsat paharul aici. A, bă, bă, uite, mă, dar am vorbit. Și inspirația. Da, 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 da. Dar a fost povestea inspirației sau... Bă, poate fi o halucinație sau inspirație adevărată. Hai, că nu trebuie să... Da, nu știu de ce. Lasă-mă să fac problema, că chiar ne, suntem foarte atenți aici. Suntem concentrați și avem momentele și astea în care căutăm să ieșim din încurcătură. E o problemă foarte frumoasă. Da. Și eu am zis, mă duc să beau un par de vin și eu am zis, dar avem aici. Nu, eu, a zis, Mihai, du-te și eu un par de vin, vezi că este alb. Da. Sau galben, așa. Și eu m-am dus aici. Gata, vorba lungă, să ducea omul. Hai la problemă. Da. Repetăm problema. Da. Vreau să o înțelegem. Deci bunicul... Bunicul are... Tu de răspuns, domnul. Fiecare din concedeu, cu toții. Bunicul are un număr de nepoți. Are o sumă. Ascultă. Da. Are o sumă. Pe care o împarte. Dă câte 15 lei fiecărui nepot. Dar câți nepoți are? Nu se știe. Un număr de nepoți. E dă câte 15 lei. Și constată că îi rămân 8 lei. Zice el. Ia să încerc să le dau câte 20. Dacă le dă câte 20 de lei, iar mai trebuie 12 lei. Da. Ce sumă are bunicul? Și câți nepoți are? Problema e tare. Repetăm. Deci bunicul are un număr de nepoți și o sumă pe care o împarte. La început, neștiind el exact dacă merge treaba bine, deodată, deci hai să le dau câte 15 lei. 15 lei, da? Și constată că după ce le dă tuturor câte 15 lei, îi rămân 8 lei în buzunar. Și zice, băi, ce n-a fost inspirat. Dacă le-aș fi dat câte 20, ia să-i dau câte 20. Și dă câte 20. Și când se dea, când la ultimei se le completeze 20 de lei, constată, mă, nu am suficient, mai trebuie 12 lei ca să le dau tuturor. Câte 5. Adică, zici, mă, știu câți nepoți sunt, știu cum putem afla. Zici, mă. 15 împărțit la cât ne dă egal 8. Păi de ce 15? 15 înseamnă suma care o primește fiecare. Da. Împărțit la... Îl luăm pe încercări. Mai nu te grăbe, mă, că te bagă în fața camerei. Deci nu aruncăm vorbele așa, trebuie să-i rezultatul raționamentului. Deci repetăm problema. Ori de câte ne aflăm într-o situație dificilă, deci ori de câte ori ne-a făcut o situație dificilă, repetăm problema o dată, de două ori, de trei ori, până când prindem problema foarte bine. Și zicem, am decât șansa asta. Eu sunt în fața camerei acum, dar am șansa că sunteți voi prezenți aici. Eu pe voi mă... Eu mă gândesc și eu. Asta e foarte bine. Și eu mă gândesc. Deci, repetăm. Are o sumă. Pune câte 15. Rămân 8 lei. De ce a scris că 5? De jos acolo. Nu, e 5 aici? Păi, da. Că m-am plecat. Fiindcă până să ajungă la 20 de lei, îi trebuie câte 5. Da. Și acum el o dată ia de... Trebuie câte 5 lei. Putem afla nepoții. 12 plus 8, 20. 20 împărțit la 5, 4. Tare ești. Tare ești, mă. Trebuia să o zic eu. Excepțional. Prea târziu. Excepțional. Este tare că l-a zis. El zice, mă gândesc acum. Dar chiar s-a gândit. Zice, 12 lei, care i-au rămas, și 8 lei care nu mai trebuie, fac în total 20. Asta e suma care... împărțită la 5, înseamnă că acoperă 4
nepoți. Foarte tare. Foarte tare. Deci bunicul are 4 nepoți. Pentru că de la 15 la 20 suntem pe 5 lei. Și m-a ajutat și nenele puțin cu ce am avut el de făcut. Și el a arătat foarte bine și doar trebuia să mă uităm în problemă. Nu trebuia să le puțin. Foarte tare, spun, este spectaculos. Că cei 12 care erau în plus, cu cei care mai trebuiau, 20, 8 de aici și cu 12 8 care... 8 în plus și 12 mai trebuie. Da, și mai zice, nu, și mai zice ceva. Cei 12 care i-au rămas și cu 8 în plus, da, fac 20. Și asta este sursa lui de venit pe care o împarte la toți cei, nu? Da. 5. 4. Și sunt câți? 4 nepoți. 4 nepoți? Dacă nu sunteți convinși, hai să încercăm să vedem, uităm la rezultat, la sfârșitul cărții. Să încercăm să facem și prin altele. Nu sunt sigur, dar cred că nu se poate face altfel. Adică, dacă ne gândim bine, cum am putea? Nu prea văd o altă. George, eu unul, spun așa. Să uităm la sfârșitul cărții? Nu! Nu, că ne concentrăm. Nu, atenție multă. Da, nu. Cât privește numărul de nepoți, am un dubiu. De ce? Ce dubiu? Ce dubiu? El a spus că i-a rămas 8 lei, da? Da. Din 8 lei. Fii atent ce fac acum. 8 lei ăsta. Fără nume. Alo? Bună seara! O, salut Costică, salut! La mulți ani, mă bucur că te aud! Eu sunt într-o lecție de matematică, sunt foarte tare conectat acum cu niște chestii aici. Și nu te superi dacă spun că doar îți mulțumesc, n-am timp să stau așa mai mult de vorbă cu tine. Nu te superi, da? Da, cu drag te aștept! La revedere, salut! Ce dubioare ești? Deci, el ia un 5 lei și zice, tu 5 lei treci aici și l-ai făcut pe primul meu nepot fericit. Lui mai trebuie, mai rămân un 3 lei și n-ar putea să mai dea la următorul nepot. De aceea, știind că i-ar mai trebui 15 lei, 12 lei, fii atent ce face. Tot nu înțeleg. Eu zic că e corect. Nu, am un dubiu. Ce? Și eu. Eu? Și eu. Dar nu? Dacă ar fi 4 nepoți, da, ori 15 lei, ce sumă ar veni în total? 60. 60 cu? 8, 68. Pe de altă parte? Da. Ziceți. Că zici tu mai departe. 4 da, nepoți ori 20, cât face? 4 nepoți ori 20, păi între mai trebuie de spus 4 mai, da, cât face? Ah, bine, vă răspund, cum se face. Uitați, 4 ori 20, 80, 80 minus 12, 68, nu? Nu? Păi? Și 4 ori 15, 60? Da, e bine cum zic eu. Deci vine bine? E bine. Mai, ne-ai rupt, ne-ai dat pe spate, bravo, cum se zice. Foarte tare ai fost! Bravo! Da? Deci, iată, suntem aici doi, luptăm din greu, dar voi și mie un pic să mă concentrez un pic, da? Da, sigur, da. Da. Deci, el ia un 5 lei aici și el de la asta. Și mai rămân 3 lei. 3 lei aceea și cu 12, De care vorbești că ar mai avea nevoie, fac 15. Cei 15 împarte la câte 5 la cei 3 copii. Și într-adevăr, o completa pe toți 20. Deci eu am gândit mai practic. Tu ai fost foarte abil. Atât de dur ai fost, încât eu nu te-am putut urmări. Și am și băut o gură de vin. Și tot n-am putut să fiu așa de atent. Deci, tu ai prins mechirea la problema trecută. Măi, vezi ce înseamnă experiența trecută? Când surplusul acela, 52 de kilograme,
plus 4 ori 3, 12. De-aia 64. Ai fost atât de tare pe treaba asta și n-ai pierdut experiența trecută. Deci ai fost acum, ai spus, acum îți vă gândesc. Nici nu m-am uitat pe foaie. Păi nu. Vezi ce înseamnă că ai stat aici într-un col și ai spus, mă gândesc. Ai spus, nu dați peste mine, că am avansat. Am experiența din urmă. 52 de kilograme. Plus 4 ori 3, 12, 64. Și ai împărțit la 4 și ai ieșit de dată, spuneam eu. Și acum, ce te sancționam eu când ai văzut-o tu data trecută, ai exploatat acum. Și ai spus, bun, 12 care i-am, nu, 8 care sunt în plus, plus 12 care ar mai trebui, înseamnă 12 plus o fac 20, împărțit la 4 și fac 5. 5 de post, terminat, nu discuți. Era chiar rău cu mine. Ai spus, să vă văd, de ce sunteți împotrivă? Nu sunteți de acord cu mine? Așa îmi place. Iar eu, ca să mă conving, am zis, mă, hai să o iau ușor. Am zis, da, de ce faceți 5 da? Și 4, nu am zis... Nu, ai zis foarte tare, ai fost 20 împărțit la 4 egal cu 5, deci sunt 5 cum se cheamă, 5 nepoți, punct. 4 nepoți. 4 nepoți, asta vreau să vreau zic. 20 împărțit la 5 fac 4. Asta vreau să vă zic, eu am zis... Cum trebuie și eu pronunțam aiurea. Și atunci tu ai venit și ai punctat foarte tare. Și eu am vrut să verific dacă chiar e așa. Că nu puteam eu să înțeleg prea bine. Eu înțeleg mai greu. Și am zis așa, măi, din ople e aceea, iau un 5 și îi pun la... Eu așa am făcut, dacă e mai greu de cap, am zis, pun la asta. Rămână în 3 lei și cu cei 12 care mai trebuie, fac 15. Și 15 aceea, continuu să împart la... Câți nepoți mai pot împărți eu pe 15? La 1, 2, 3. Și am zis, uite, de în loc să o fac așa, cum am făcut eu așa pe bucățele, cu raționamente de asta, abilitatea ta frumoasă a fost 8 și cu 12, da, 20. Vezi că aici aia 3 lei îi ai, dar dincolo îți trebuiesc 12. De unde e 12? Păi, da, asta este spectacolul. Asta pentru că ce ca și cum le îi ai deja. Nu da, chestia asta. Când mai trebuie, îi ia de undeva și completează și face suma ca să poată împărți la toată lumea. Așa este. Voi invit la masă. Da. Problema este spectacol. Dragilor, asta e matematica frumoasă. De ce e frumoasă? Este spectacol. Răspunsul este 4 nepoți și 68 da, de lei. Da, 4 nepoți. 68 de lei. Nepoți și 68 lei. Ne uităm și cartea să vedem nu, dacă trebuie să sunt sutat. Eu sunt 100% sigur. Și eu sunt 100%. Vedem. Uită-te, te rog. Uită-te, dar nu se vede. Se poate să vede ce problema este. Da. Este problema patul. Și ne uităm aici, deci unde e 4? Uite aici. Nu știu care sunt 4. Unde e 4? Uite aici. Uite, vezi? Problema cu lăptea sau mărim indiscret. Deci ne uităm deci la problema 4. 4 și 68 de lei. Da, mă. 4 nepoți și 68 de lei. Bravo. Bravo. Suntem într-un moment de vârf. Te felicit încă o dată. Da? Uite, te felicit data viitoare. În altă viață. Da, oprim camera. Este spectacolul ce facem.